Are, din păcate, un semi-eșec în această seară. Un egal cât un eșec pentru el. Bună seara, da, într-adevăr, egalul nimănui. Pe noi nu ne ajută din niciun punct de vedere. Nu... N-am luat cele trei puncte, asta e oarecum supărător. Vom vedea ce facem la următoarele etape. Întâlnim două echipe bune, din nou, una în deplasare, un meci acasă. Vedem ce unii terminăm la final, dar e trist că nu ne-am apropiat de locul 3 care ne duce la baraj. Mai avem o șansă cu cupa, dar să stai la mâna altora e trist. Eu sunt foarte supărat, nu știu. O seară neagră. Practic, cred că facem aceleași greșeli ca de fiecare dată, nu învățăm. Echipa adversă ajunge odată în care eu ne dau un gol și după aia te chinui. Și uitați că uneori ai foarte multe ocazii, dar nu marchezi. Cred că asta ne-a chinuit cam tot sezonul. Din punctul meu de vedere, da, pentru că încearcă să facă tot posibilul să anihileze omul ăla minus care îl au și se așează pe două linii și chiar e greu să desfaci o apărare. Și mai ales o apărare ca afară, o echipă de primul loc, cu toate că ați văzut câte ocazii am avut, n-am avut noroc să îmi scrim mai multe goluri, dar la final golurile contează, ocaziile statistic. Având în vedere că Universitatea nu are șanse, atunci cred că după egalul ăsta s-a aruncat în aer din nou campionatul. Farul e la mâna ei, au meci acasă cu Steaua. Se joacă, eu cred că se joacă până ultima etapă. Dar e dureros ce se întâmplă cu noi. E prima ocazie din finalul meciului cu mingea în altul practic. Da, e, nu știu ce, am avut ghinion.